Ce oră plictisitoare! Fiecare își omoară timpul cu ce poate. Ce acădea delicioasă, yum! Andy, treci la tablă! Ha, norocosule! Acadeaua! Uite, acolo este locul. Ia o cretă și rezolvă exercițiul. Ups, mi-a scăpat. Și dacă tot sunt aici? Burgerul meu. Oh, frate, delicios. Opa. Zici că a fost bun, Ted? Ce e asta? 4, stai jos! 4, pe bune! E, măcar am acadeaua mea infinită să mă consoleze. Emma, la tablă! Eu? Nu, mersi, nu pot. Nu mi s-a uscat manicura, vedeți? Poftim? Manicura? Ce aveți toți astăzi? Vă arăt eu vouă! E timpul pentru o provocare! Întrecerea de astăzi este una cu reguli simple. Concurenții noștri trebuie să muște, să lingă, ori să nu facă nimic obiectului din fața lor. Bun, voi ați cerut-o. Acum e rândul meu să râd eu de voi. O, frate, ce noroc! Ted, tu ești primul. Ia o lingură și servește-te. Aoleu! Chestia asta arată teribil. Și gustul... Ce s-a întâmplat? Am nevoie să-mi dezinfectez limba acum. Oh, da, așa e mai bine. Andy, te rog. Poate nu e nevoie? Nu, nu mă voi atinge de așa ceva. Poate asta e mai bună? E bun. Mai vreau? Ce n-ai? Emma, cred că asta e a ta. Ce ai făcut? Oh, nu, ai dreptate. Unghia mea. Runda a doua. Ce avem pe masă? Pare a fi cretă. Andy este norocosul acestei runde. Emma trebuie să ia o mușcătură. Iar Ted trebuie să lingă. Puteți să o faceți, prieteni? Ia stai o clipă. Oh, haide, Ted. Ce face? Doamna, uitați! Cred că am rezolvat ecuația. Nici măcar pe aproape. Încă un 4. Acum continuă provocarea. Bine, fie. Leh. Oh, nu. Poftim, asta e a ta. Poți face asta, Emma? Mușcă! Mușcă! Eu! Wow! Bună treabă, Emma! Super!
Priviți la asta, zâmbet alb ca creta. Mă scuzați, trebuie să-mi fac niște poze cu zâmbetul ăsta. E numai bun de Hollywood. Biletele au fost împărțite, iar regina rundei trecute acum se poate relaxa. Poftim? Nu înțeleg. Cum se poate mânca așa ceva? Voi lua acest instrument minunat și... Știți cu toții la ce sunt folosite acestea în școli. Iar aici avem provocarea acestei runde. Ok, fie ce-o fi, bănuiesc. Oh, scopați-mă de ea! Mersi de pas, Andy, am prins-o. Ups, wow! Nu e chiar așa de rău. Wow, iar asta e ceea ce numesc eu un snack neașteptat și chiar periculos. Andy acum regele, iar lui Ted și Emei nu prea le arde de glumă. Cum să mă apropii de așa ceva? Totul sau nimic? Au! M-am înțepat la limbă! Nu-i deloc amuzant! O să-mi trebuiască tot curajul din lume să fac asta. Curajul e util, dar mai trebuie să-ți folosești și capul. Bună glumă, doamna! Bate-ți palma! Oh, ok, fie. Andy trebuie să ia o mușcătură. Emma stă o tură. Iar Ted va trebui să lingă următorul obiect. Priviți ce gustare colorată! E într-adevăr foarte drăguț! Cu cât mai repede încep, cu atât mai repede e gata! Cred că am o idee! Voi face o biluță și o voi pune pe băț! Aia? Unde? Ce? Cine? Repede să schimb coaca de areală. Hei, asta e delicios! Ok, dacă o spui tu, eu îmi voi face un burger cu plastilină. Să iau chifteluța colorată și să o pun pe o chiflă de burger. Yum! Ce dezgustător! Cum de încă lingi chestia aia? Da, ai dreptate. Oribil. Jocul continuă, iar Ted în sfârșit stă pe tușă o rundă. Sau nu, încă nu e sigur. Tort cu castraveți murați? Frate, e bătaie de joc! Chiar e amuzant, așa-i? Cine-i primul? Emma, ești aleasa mea! Oh. Nu! Mănâncă? Eu nu voi atinge așa ceva. Nu vrei? Andy, dă-mi voie să-ți dau o mână de ajutor. Perfect! Hei, de ce nu pot vedea nimic? Cred că vei începe să ador lecțiile mele. Nu, pe bune? Grozav! Oh, wow, care-i faza?
N-am făcut nimic. Arată prea bine. Și miroase prea bine. Oh, frate! Top! Totul cu o condiție. Nu! Nu o să faceți asta? O, ba, da, am să o fac. Acest Happy Meal își are locul în blender. Mai întâi burgerul, apoi presărăm cartofii și ultimul, dar nu cel din urmă, sucul. E timpul să-i punem capacul și să-l pornim. Sunteți gata? Emma, ia o gură, dragă! Am să vomit! Ted? Nu-i rău! Chiar nu-i rău deloc! Eu îl voi da gata dacă n-aveți nimic împotrivă! Mmm, gustos! Și am reușit să ajungem la runda finală! Fiecare dintre concurenți va trebui de data aceasta să lingă obiectul misterios. Înghețată? Făcută din ce, mă întreb? Uite din ce! Voi pune tot ce lasă după ei în sala de clasă și le voi amesteca împreună. Acum în formele pentru înghețată și la congelator le e locul. Gata! Nu pot! Da! Salvați de clopoțel! La revedere, doamnă! Unde ați plecat? Dar nu am terminat cu voi!